sponsor general al emisiunii Nescafe. Vestimentația prezentatorilor oferită de InCity. Bună dimineața, zi de vineri, dimineața la RTR, în casele dumneavoastră și Liviu Mihaela, tot treziți dimineața de vreme. Te salut! Bună dimineața, Liviu, bună dimineața tuturor celor care ne privesc acum. E zi de vineri, hop și așa! Ce bucurie! Mai este și ziua aceea, pe la americani acum se așteaptă Black Friday, știi? Da, da, ai dreptate, atunci când lumea merge prin magazine și cumpără, e un fel de goană pentru rochiță. Reduceri, așa, într-adevăr. Mai multe lucruri, de fapt, se spun despre ziua de vineri. Se spune, de exemplu, că vinerea n-ar trebui niciodată să te apuci să mergi undeva într-o călătorie. Și eu aveam acum bagajul pregătit, îți dai seama, și acum trebuie să-l desfac. Păi de cine crede într-o asta toată? Sunt superstiții? Vrei să pleci undeva la țară sau chiar peste hotare? Da, începe rubrica superstiții de la Vatra satului la RTR Moldova. Am înțeles. Toate doamnele cu talent de clar văzătoare acum spun, dragi telespectatori, în ghioc am citit aseară că nu e bine să vă faceți bagajele într-o zi de vineri. Așteptați sâmbătă, dar dacă sâmbătă nu vă reușește, duminică și lunea nu plecați la lucru. Așa este, da. A trecut gluma. Da. A trecut gluma pentru că, în realitate, frica asta de a călători vine de mult, din timpuri vechi. De exemplu, chiar până în secolul 20, oamenii se temeau foarte mult să călătorească vinerea și ce se întâmpla de fapt? Era un număr scăzut de pasageri la trenuri și autobuze. Așa că înainte să spuneți din toată inima, hop și așa, astăzi e vineri, gândiți-vă că și cei de la FBI, de exemplu, spun că vinerea se comit cele mai multe jafuri. Interesant. Hop și așa este vinerea, bărbații căsătoriți, am înțeles că astăzi pot să aibă liberi la o bere cu prietenii. Știi că acolo oamenii cu sensoară, ei deja stabilesc regulamente. Trist, nu aia. Doar vinerea aveți voie. Eu nu sunt însurat. Când am să fiu însurat, am să-ți povestesc. Bine, vorbim atât. Ce am voie și ce am nu. Deși orice bărbat între prieteni știi ce zice? Zic, băi, ți-a dat voie soția la bere. Ce vorbești, băi? Eu sunt președinte și ea e prim-ministru. În Republică semiprezidențială. Îți dai seama, da? Da, într-adevăr. Foarte interesant. Bun, cu regimurile politice le-am lăsat la o parte. Revenim la regimurile de trezire în regim alert, pentru că ce Black Friday, regim de asta, cum se numesc, reduceri și așa mai departe. Noi nu reducem de muncă niciun pic. Cum ne-am înțeles, 15 minute, pardon, o oră, nu, 2 ore și dăm înainte că îi dăm bine. Bună dimineața! Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Recomandări pentru o ținută masculină impecabilă. Buni la muncă, în redacție, iar la nevoie și în grădină, la săpat. Curiozitatea jurnalistică marginare. Am ajuns și într-o sală modernă de operații. E mică, dar talentată. Veți mai auzi cu siguranță de ea, Adelina Iordache. Să ne urmăriți cu mare atenție că mai avem și premii pe care le vrea oricine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. E zi de joi, 24 noiembrie, le spunem la mulți ani tuturor celor omagiați astăzi. Dacă era 24 iunie, mă simțeam și eu omagiat. Tot timpul când spun 24 și te duce cu gândul dacă este, cum să spune, se combină cu ziua ta de naștere. Da, dar tot a fost. Da, aș vrea eu. Da, pe lângă asta să știi că oamenii născuți vinerea sunt carismatici și atrag atenția prin faptul că sunt empatici și intuitivi, cică. Eu m-am născut duminică, înseamnă că toate astea nu sunt despre mine, oricât de mult m-aș strădui. Nu lăsa pe asta. Habar n-am. O fi fost într-o zi frumoasă cu soare. Cu soare. Toate că era toamnă și ploua. Da? Bine. Da? Nu știu, era toamnă, dar dacă ploua nu mai știu ce mă întreb atât. Mai câte legende legate despre nașterea noastră. Știi, părinții mei așteptau să fiu fată. Da, îmi ziceai că urma să te cheme Nicoleta, da? A, da, mă, ți-am zis data trecută. Gata, trebuie să reînnoiesc setul cu bancuri și istorii interesante din copilărie. Bun, s-au petrecut și multe evenimente interesante de-a lungul istoriei. De exemplu, s-a născut într-un anumit an și celebrul orator, cel care venea cu speech-uri motivaționale, cum să comunici eficient, Dale Carnegie. Despre el vom reveni, că americanii astăzi îi mai fac și o zi așa mai interesantă. E el cel care are, permise, cartea asta, How to Win Friends and Influence People, ceva da, de genul? Da, cum să-ți câștigi prietenii și legea lui de bază știi care este?
Ia să vedem. Când vorbești cu un om, vorbește despre el, despre problemele lui și îl cucerești deodată. Și asta vine de la egocentrismul ăsta și narcisismul omului? Habar nu am. Trebuie să-l citim mai bine ca să știm. Cercetătorii vin clar din America, iar calendarul zilei vine de la noi. Se făcea la 24 noiembrie, cu mai mulți ani în urmă. În 1843, Mihail Cogălnicianu rostea cuvântul de deschidere a primului curs de istorie națională. Originea speciilor de Charles Darwin este pusă în vânzare în anul 1859. În anul 1888 s-a născut Dale Carnegie, scriitor, pedagog și psiholog american. Ștefan Neaga, pianist, dirijor, profesor și compozitor moldovean, vine pe lume în 1900. În 1917, la Chișinău, apare ziarul Sfatul Țării. În 1927, la Moscova, se deschide Teatrul de Stat de Operetă. Actrița Natalia Krachkovskaya se naște în anul 1938. În 1941 s-a născut cunoscutul prezentator al KVN-ului, Alexander Masliakov. La această dată, în America, se marchează Ziua Prietenilor. Conform calendarului gregorian, până la sfârșitul anului 2017 au rămas 37 de zile. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Unii au dimineața frumosul obicei să-și facă o cafea, să se trezească cu cine vor, să adoarmă cu cine vor dacă nu au treabă pe la... Ce drăguț! Să iasă dimineața, știi? Da. Cel mai dulce somn e dimineața, cea mai dulce cafea e dimineața și cea mai dulce trezire tot e dimineața. Într-adevăr, da. Tot gândeam eu ce-ar fi o dimineață fără horoscop, știi? Doamne ferește, tragedie! Lumea iese la protest. Da, da, tot mă întrebam zilele trecute. Măi, să înțeleg și eu așa, dacă și-ar alege fiecare zodie câte un moto, care ar fi acesta? De exemplu, tu că ești născut în zodia racului, ce ai zice? Mai toți ar zice, eu aș spune ceva, dar toți ar zice, băi, decât să mă duc înainte, mai bine înapoi. Știu că asta este stereotipic. Da, pentru rac. Nu. Dacă vrei să-mi câștigi încrederea, mai gândește-te odată. Eu, dacă sunt fecioară, născută în zodia fecioară, i-aș spune probabil pentru că ele sunt foarte autocritice și ar zice așa, să analizăm, știi? Uh-huh. Taurul probabil ar zice, habar eu, n-am, sau ar spune, da, știți cine sunt eu sau ce e al meu, e al meu. Sigur că da, dacă pun coarnele în pământ, nu mă mișcați din loc, absolut deloc. La săgetători, acolo, la scorpioni, mai cu scorpioni am o problemă, nu mă înțeleg deloc cu oamenii. Vă reșere, slavă Domnului cu scorpion. Putem prezenta împreună. Lasă că suntem profesioniști și nu ne întreabă când ne angajăm ce zodie sunteți, câte kilograme aveți și așa mai departe. Ar fi cool. N-avem compatibilitate, știi, dar nu putem... Ei, dar vezi că lumea crește. Sunt anumite, de exemplu, să vorbim despre constituirea cuplurilor, unii oameni chiar merg și pe la astrolog să vadă dacă stelele sunt benefice, numerologii și așa mai departe. Doamne ferește, da. Mai mult decât atât, știam eu că cam o treime din americani cred în horoscop și numărul ar fi în creștere. Acum eu nu știu câți moldoveni ori crede în horoscop, dar știu că foarte mulți vor să asculte pe Galina în fiecare dimineață. Da, sigur. Spuneai de americani. Mai este o bună parte a populației care crede și în zombie. Dar asta e altceva. Altă poveste. Galina, bună dimineața! Salutare, colegi! Bună dimineața tuturor celor din fața micilor ecrane! Stelele îi predispun azi pe unii nativi la conflicte sentimentale și sociale, la neînțelegeri cu partenerul de viață și cu cei din jur. Prezicerile astrale pentru fiecare zodie le aflați imediat. Berbec, se pare că sunteți nemulțumită de tot ce se petrece și aveți tendința de a critica. Nu este exclus să întâmpinați dificultăți și în relațiile sentimentale. După amiază, lucrurile se limpezesc și trăiți emoții frumoase alături de prieteni. Taur, s-ar putea să vă simțiți fără vlagă și să nu puteți termina o lucrare începută mai de mult. Riscați să primiți reproșuri din partea colegilor. Vă sfătuim să nu provocați discuții în contradictoriu dacă nu vreți să vă complicați situația. Ar fi bine să vă odihniți mai mult. Gemeni, este posibil să vă indispuneți din cauza unor probleme sentimentale. În schimb, aveți mari șanse de reușită în activități casnice, precum reparații. Puteți să vă bazați și pe intuiție.
Rac, se pare că nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați din orice. Vă aprindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți un obiect. Încercați să nu exagerați și să vă păstrați calmul. Leu, primiți o veste care vă obligă să vă schimbați complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu are rost să vă îngrijorați. Este recomandat să evitați călătoriile lungi. Fecioare, s-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață din cauza că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. Pentru a evita o ceartă, vă sfătuim să țineți seama și de dorințele familiei. Ar fi bine să nu vă supra-solicitați. Balanță, este posibil să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare. Țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Scorpion, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Temperați-vă nervozitatea, fiindcă altfel puteți ajunge în situații neplăcute. Ar fi bine să discutați calm cu persoana iubită ca să nu declanșați o ceartă inutilă. Săgetător, în orele dimineții s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. În schimb, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn, este posibil să vă afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și să vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ceea ce faceți. Ar fi bine să amânați eventualele decizii privind investițiile. Vărsător, după amiază s-ar putea să aveți o dispoziție proastă. Se pare că astăzi nu vă puteți concentra prea bine, așa că este recomandabil să nu luați decizii importante. Vă sfătuim să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pești, ar fi bine să vă amânați afacerile și întâlnirile cu persoanele importante. În prima parte a zilei este posibil ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Spre seară s-ar putea să aflați că cineva drag urmează să plece în străinătate. Astrele prezic însă totul e la îndemână dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți, numai bine! Nu este pentru prima dată când festivalul Concurs Două Inimi Gemene, dedicat sau în memoria lui Ion și de-a doinei al de Teodorovici, scoate în prim plan artiști și chiar copii care au un talent extraordinar. Sigur că da, mai ales că la acest festival este și unul internațional și atunci când vin de prin Vietnam, din continentul african și cântă piesele lui Ion și de-a doinei al de Teodorovici, atunci într-adevăr este ceva de-a dreptul surprinzător. Mai ales că le cântă în limba română, nu? Unii ar spune că este trist când vin și ne iau premiile celor de acasă, însă avem cu ce să ripostăm în cazul de față. De exemplu, astăzi invitata noastră este Adelina Iordachi, care a luat premiul întâi la secțiunea copii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bine m-am găsit! Spune-ne, da, eu sunt foarte curioasă, cum ai reușit tu să-ți controlezi emoțiile în scenă? Păi, înainte să ies pe scenă am multe emoții, dar când încep a cânta, ele dispar. Da, ai vreo tehnică specială sau pur și simplu așa? Pur și simplu. Să ne-o spui și nouă, că noi suntem da. Foarte emoționați când apărăm la ecrane. Da, cu ce piesă ai câștigat-o? Una din repertoriul Doinei și al de Teodorovici. La prima etapă, da? Da, Iertare. Așa. Și a doua piesă din repertoriul Mihaele Mihai, Salcea la Mal. În cazul în care participi la aceste competiții, tu vezi și alți concurenți, pe unii îi mai știi, pe alții îi mai cunoști, nu te ia așa cu frică sau te gândești că măi să nu cânte ei mai bine decât mine și alte frici așa nu te... Nu. Piesa a doua pe care ai cântat-o, De-aș fi o salce la mal, e o piesă destul de grea, complicată, e complexă pentru maturi. Nu ți-a fost frică? Nu, deoarece m-am pregătit. Să ne predonezi un pic de-aș fi salce la mal? Desigur. Te rog. De-ai fi tu salce la mal, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-ai fi noapte m-ar schimba. Și acolo unde ești, o viață ar sta în calea ta. În umbra ta. Extraordinar. Și aici a fost momentul în care eu m-am întors cu fotoliu și am zis, te vreau în echipa mea. Într-adevăr, cu siguranță ai câștigat la un astfel de concurs de care zice da. Liviu. Dar de la câți ani cânti? Am început să cânt de la 3 ani.
De la 3 ani. Îmi place foarte mult să cânt, dar prima mea ieșire pe scenă a fost când aveam 7 ani. Am participat la concursul Talente, unde am luat locul întâi. Este un CV de-a dreptul impresionant în cele ce urmează, câștigi tot mai multe trofee. Așa, dacă te întrebăm despre interpreții tăi preferați, dacă ai de aici din țară, de pe secutare, care o fi aceea? Îmi place foarte mult de Celine Dion și de JCG. JCG, Price Tag, fata cu... Da, da, ce preferințe! Ia să vedem și spune, da, pe lângă asta știu că profesora ta, vreau să te întreb și de ea, este interpreta Anastasia Jandăc. Da. Ce înveți de la ea? Anastasia Jandăc? Da? Hai nu mai spune. E, crește tinere talent, vezi tu? Iată măi. Așa. Ce poți să ne spui despre doamna, domnișoara profesoară? Îmi place foarte mult de ea. Cu ajutorul ei am ajuns până aici. Cu ajutorul ei am câștigat atâtea premii și sunt foarte fericită. Ea ți-a recomandat și piesa pentru participare? Păi, ambele am ales-o. Ambele împreună. Dar ce îți place la ea? Ce ai vrea să furi de la ea? Furi cu ghilimelele de rigoare. Totul aș vrea să fur. Absolut. Totul. Dar deocamdată, dacă ai prins de la vârsta asta atât de fragedă, astfel de performanță, să știi că poți să fii și un subiect de invidiat pentru ceilalți care încearcă să pășească pe scena mare. Cu colegii de clasă, colegele, cu prietenele, te înțelegi bine că vezi tu deja? Ești da. Da, mă înțeleg foarte bine, mă susțin în fiecare moment. Ești la școală muzicală sau mergi la liceu? Școală normală. Desigur, învăț la liceu teoretică în Vatamanul din orașul Streșeni. Aha. Și fac ore de canto și actorie la Centrul de Dans și Vocal Sisembro. And the Oscar goes to Adelina, cum au fi peste mulți ani înainte. Ce ne cânti astăzi? Astăzi o să fac piesa I Surrender de Celine Dion. Preferata ta. Da. Noi îți dorim mult succes. Ești la o vârstă în care tentațiile sunt foarte mari și de regulă trebuie să alegi între o profesie, între carieră muzicală. Noi sperăm ca să știi să le combini pe toate cu bine. Mulțumesc. Să fie Adelina Iordache. Rămâneți alături de noi.
poți să fugi de ea prea bine... Că tot vine după tine. Publicitate! Генеральный спонсор передачи Nescafe. Bucuria în fiecare casă sunt copiii și mai ales când dă bunul Dumnezeu ca aceștia să fie și gemeni sau în cazul de față tripleți, atunci bucuria și este parcă mulțită la tri, știi? Așa este. Dar să știți că în ziua de astăzi, în secolul 21, e și păcat până la urmă să nu mai, să zicem așa, o bucătărie. Vezi că noi ne plângem de fiecare dată, noi, femeile, că nu avem nu știu ce rochiță, niște pantofiori, niște gadgeturi, dar până la urmă sunt oameni care au nevoie de niște lucruri mai mult decât avem noi de altele, care nu ne sunt chiar atât de indispensabile. Aparent, chiar e nevoie și de o mașină de spălat, de un cuptor electric sau chiar și un cuptor cu microunde, care oarecum ți-ar facilita creșterea acestor copii și, cel mai important, îngrijirea. Păi să știți, nu că ne-ar place tare, ne-ar plăcea foarte mult să ne lăudăm, dar noi am găsit o astfel de familie și am zis să o ajutăm și noi cum am putut noi mai bine. Așa, și ne place să vă aducem în vizor cazuri care merită văzute și de dumneavoastră pentru a ajuta oamenii care chiar au nevoie. Ce bucurie îți mai trebuie când ai în casă un copil? Și deseori, atunci când îl vrei mai tare, apariția lui pe lume se lasă așteptată. Uneori chiar nu vine fără implicarea științei. Este povestea tinerei familiei Brânză din satul Cristoforovca, raionul Ungheni. Petru și Mariana își doreau de mult un urmaș. După 5 ani de așteptări, soarta și medicina a făcut astfel ca să se bucure de 3 deodată: Vlăduț, Mihaela și Sofia. Ce mai? Un flăcău și 2 fete. După 2 luni, contrastul deja iese la iveală. Fetele sunt mai liniștite, în timp ce pe Vlăduț să-l liniștești e o provocare serioasă. Mai ales că le oferă părinților spectacole la orice oră. Deșteptător nu avem, Vlăduț, e deșteptător. Cineva ne mai întreabă, vom uitați la televizor. Deja noi am uitat de televizor, calculator, tot am strâns. Și asta-i. A noastră da. Televiziune. Lucrul nostru e copiii. Sunt fericiți, însă fericirea costă. După ce și-au cumpărat o casă în credit, problema hranei pentru bebeluși iese la iveală, fiindcă, dacă nu-i lăptic, recurg la amestecuri artificiale destul de costisitoare. Am luat 100.000 de la bancă și cu toate care le-am mai... care am mai avut la noi bani și am procurat casa. Doar numai pentru copii, 10.000 pe lună asta. Plus credit 3.000. Da, plus creditul. Undeva la 15-16.000 pe lună cheltuieli sunt. Și cum banii nu vin singuri în pungă pentru o bună parte din părinții din Republica Moldova, cât aceștia se muncesc, în ajutor vine și mama soacră, bunică mai mult decât împlinită. Sunt foarte mândră și foarte curajoasă și mulțumesc Domnului căci le-a trimis la copiii mei aceștia 3 tripleți. Eu sunt toată ziua, eu îi ajut la orice ce lucru. La mâncare, la spălat, cu copiii împreună. Iar Pelincuța și Hăinuța nu se spală singurele. Mâna care îl liniștește pe Vlăduț și le leagănă pe fetițe este și aici la datorie. Așa că am hotărât să le dăm și noi o mână de ajutor, să treacă de la spălatul handmade la cel în regim automat. Acum să vorbim și despre bărbați, despre ale noastre puteri universale de a combina foarte bine toate accesoriile vestimentare și, desigur, să găsim și combinații între culori, între nuanțe cromatice. Da. Și am găsit pe internet cum că diagrama este foarte simplă, că atunci un bărbat trebuie să delimiteze anumite culori. Roșu, verde, albastru. Pe când femeile pot să găsească lilă, sian,
ocru, și încă nu știu ce alte fel de culori. Când îți pui mâinile în cap. Nu vorbești, scuze-mă, te rog, sunt femeie, dar nici eu nu le știu pe asta. Păi tu ești cu, nu știi de fashion, de lilă, o... Știu de fashion, dar de toate detaliile astea nu prea le știu. Dar să-ți zic o chestie, că eu am cunoscut foarte mulți bărbați, că tot vorbeai de ei, deci persoane de gen masculin care au ajuns undeva, erau influente, dar tot purtau un ciorap de o culoare și celălalt de cealaltă, sau unul cu ursuleț rabdu cu inimioare. Adică, cred că nu pe mine ar trebui să mă întreb la capitolul dat, ci pe colega noastră, Galina. Gafele bărbaților la îmbrăcăminte. Deci, să fie clar, ciorape albi cu sandale nu merg. Cu atât mai mult dacă mai adăugați și pantaloni 3 sferturi, la fel nu merge. Dacă mai aveți un tricou fără mâneci care îl băgați în pantalonii 3 sferturi, la fel nu merge. Știți cu ce o să meargă? Toate acestea, cu borsetă. Îți pui borseta și mergi așa pensat. Mândru, ești cel mai mare om de afaceri, producător de cartofi și morcovi. Lecție de modă de la Liviu. Bun, gluma-i glumă, să ascultăm pe Galina. Din ce în ce mai mulți bărbați își doresc să arată bine din punct de vedere vestimentar atunci când merg la serviciu sau mai ales la un eveniment important. Și cum o ținută masculină impecabilă e mai greu de obținut, ne-am propus să ajutăm bărbații moldoveni să nu mai facă gafe. Dincolo de modelul hainelor și felul în care le vin, bărbații trebuie să știe că și asortarea culorilor e foarte importantă. Ceea ce ține de asortare sunt mai multe variante posibile, cum ar fi asortarea în V, adică de la culori închise deschise, ca să zic. Navy și gri, iar pentru persoanele îndrăznețe care optează pentru culori mai puternice, atunci sunt culorile de bordeaux și mov. Care este costumul potrivit al unui bărbat elegant, rafinat și cu maniere? În prim plan fiind sacoul în doi nasturi, desigur, deci primul trebuie să fie obligatoriu închis, trebuie să se aranjeze bine la umeri, reverul trebuie să se aranjeze drept și nici de cum să nu formeze, să zic, cute sau unghiuri. Lungimea cămășii trebuie să fie plus 1 cm, 2 maxim, deci trebuie să iasă manșeta cămășii față de mânică, mânica sacoului 1 cm, 2 cm. Și în partea din spate să nu formeze, să zic, cute sau careva falduri. Mărimea pantalonului se verifică. Mai puțin. Iar lungimea pantalonului în partea din spate este ca trebuie să cadă drept linia, deci să nu fie, să nu formeze falduri, deoarece atunci când mergem, când pășim, trebuie să vadă puțin din șosete. Sunt ocazii când o ținută bine aleasă vă poate schimba viața, așa că nu mai ignorați codul vestimentar. Gabriel José García Márquez spunea că un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima. De partea cealaltă, Blaise Pascal, fiind mai pragmatic poate de fire, spunea da, da. Că e, dacă ar ști oamenii ce vorbesc alții despre ei, n-ar mai exista nici 4 prieteni în lumea asta. Interesantă chestia asta cu prietenia. La odată ce se strecoară câteodată și prietenia falsă sau, cum se mai spune, lingușirea, Bogdan Petricei cu HT-ul spunea că lingușirea este plata anticipativă a trădării care ți se pregătește. Ai, câtă filozofie, da. Da. Într-adevăr. Da. Prietenul adevărat, la interes, la nevoie, se cunoaște. A lui sau a ta, pe jumătate, stabilește acolo. Dacă e să vorbim așa sincer, să zice așa pe șleau, ai fost dezamăgit vreodată de vreun amic? Altă întrebare.
Este un răspuns celebru de peste prut la întrebări incomode. Hai, nu. Fiecare am avut experiențe plăcute sau mai plăcute, dar depinde. Dar ce faci de obicei când ești dezamăgit? Cu ce te ocupi timpul ca să uiți de... Chiar trebuie să vorbim despre asta? Mai bine, mă ocup cu o sumedenie de alte chestii, dar nu am timp să mă gândesc. Suntem suficient de maturi ca să trecem peste, să analizăm situația și să vezi dacă ai greșit tu sau acea persoană. De regulă se spune cine a greșit face primul pas spre împăcare. Eu nu l-am făcut. Păi de ce, orgoliu? Nu știu, habar n-am. Tu ce faci când ești dezamăgită de o prietenă, prieten? Eu de obicei privesc filme sau seriale mai comice. Apropo, unul pe care îl vrei se numește și tot așa, Friends. Îl știi, nu? Da, sigur. Are da, Friends, cu ăla vechi. Jennifer Aniston și da. Și are, cred că, vreo 10 sezoane în total. Și din punct de vedere a Money, e cel mai de succes. Da, de box office. Da, din toate timpurile. Eu țin minte prietenia lui Chandler cu Joey, când trebuiau să se mute de la o chirie, când au stat împreună o bună bucată de vreme, vreo 3 sezoane. Da. Mare tristețe și lacrimi. Cine a văzut, ne înțelege. Cine nu, să îndrăzniți să vă uitați. Acum vorbim despre ziua prieteniei, nu întâmplător am vorbit despre asta, pentru că în Statele Unite este marcată în această zi, 24 noiembrie. Da, uite că americanii n-au pur și simplu doar un serial care se numește Friends, dar și o zi a prieteniei. Vorbeai despre Dale Carnegie, să știi că din această cauză este și ziua prietenilor. Ai, datorată lui, da? Tracy, it's Phil. Phil, where the hell are you guys? We lost Doug. What? We're getting married in 5 hours. Yeah, that's not gonna happen. De ziua prieteniei în America privim filme tot de acolo, despre relații puternice de amiciție. Cu siguranță eroii comediei mahmureala sunt o dovadă bună în acest sens. Trei cavaleri de onoare încep să-și caute cu disperare prietenul Mire, dispărut în noaptea petrecerii burlacilor. Și femeile pot fi prietene în film. Protagonistele peliculei din 2004, Feterele, au păstrat relația până în 2016, când s-au reîntâlnit în cea de-a doua parte a filmului. I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. Mai tântălău, mai gogoman. Amicii sunt un pic cam deplasați și fac împreună cele mai mari nebunii. Aventura cinematografică le-a reușit atât de bine încât Jeff Daniel și Jim Carrey s-au mai împrietenit odată pentru al doilea film. Whoever this is, she's got me on hold. Everyone called Hachi a mystery dog cuz they never really knew. În renumita peliculă inspirată dintr-o poveste reală, Hatico, patrupedul credincios, și-a așteptat stăpânul câțiva ani la rând în același loc chiar și după moartea lui. Și în viață și în film să fie oare cel mai bun prieten al omului câinele? I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you've loved. Dar unde este telefonul mobil cel nou pe care l-ai cumpărat? Prea multă atenție investesc în acel telefon. Am stat în weekend și am descoperit aproape toate posibilitățile, deși când am venit la lucru am mai descoperit vreo 4 și am zis că gata, nu, mi-am dat seama unde se duce această lume. Ai descoperit că fetele îți fac poze, da? Da, am mai descoperit, lucru foarte interesant. De asta mă întrebai tu, Mihaela, dar unde să găsesc emoticonul ăla pe Instagram? Dar cum să postez asta? Unde să-l găsesc? Băi, nu vreau să par de neandertal, știi, scrii textul curat, dar mai e nevoie de o floricică, acel ceva. De un zâmbet, de acel ceva. Da, așa e lumea asta. Când ai dat ultimul apel telefonic? N-ai sunat pe cineva ultima dată? Eu am fost sunat în această dimineață de cineva. De mama, de regulă, sunt sunat dimineața. Da, așa sunt tu mai mult sau te sună pe tine? Cum e cu chestia asta? Mai prefer să nu fiu deranjat deseori la telefon. Îmi place să vorbesc face-to-face cu oamenii, știi? Ok, dar să știi că primul apel telefonic datează de prin 1973, cred, și a fost dat de unul dintre directorii generali de la Motorola. Aha, vorbim de apel de telefonie mobilă. Da, și pentru că pe atunci existau doar telefoane mobile instalate în interiorul mașinii. Așa. Și telefonul ăla despre care îți vorbesc era cântărea ca un kilogram și arăta ca o cărămidă.
Metaforic vorbind și acum vorbind, când ai un iPhone 6 și prietenul are deja iPhone 8 și zici, băi, tot cu cărămida ce umble. 10, uite, vezi? Și aici am rămas în urmă. Da, mai mult decât atât, ia, cum crezi tu, care e cel mai vestit telefon mobil sau cel care a avut cel mai mare succes? Când zici telefon mobil așa de mai de mult, de ce ți amintești? Vreo marcă cunoscută? Nu, deși noi nu prea avem dreptul să specificăm toate mărcile. E adevărat. Trebuie, da, să spunem minim 5. Minim 5. Da. Da, oricum există una pe care o știe toată lumea și n-ai cum să... Păi... Cine? Nokia, care s-a destrămat. Exact! Da. Opa! Nokia. Ai dreptate. Suedia sau Norvegia. Da. Trebuie să ne informăm mai bine. Așa. Nokia 1100 a fost cel mai bine cumpărat telefon din toate timpurile. Bună dimineața! Conectează-te la spațiul smart. Tuturor ni se întâmplă să o dăm în bară cu postările pe Facebook. Ce-i drept unora, mai rar, altora mai des. Acum mai face bine să fii mai atent ca niciodată. Ai putea să te trezești că nu le mai poți șterge. Versiunea desktop a aplicației a fost modificată nițel. În consecință, unii utilizatori au rămas surprinși și au dat seama că nu le mai pot înlătura. De a intra în panică, permite-mi să te liniștesc. O poți accesa de pe mobil. Mașinile electrice devin tot mai populare. Vânzările globale au înregistrat o creștere record, în mare parte datorită chinezilor, care fac eforturi pentru a lupta cu poluarea. Mai mult, aceștia își propun să dezvolte campioni naționali. E concurență, nu glumă. Dacă tot îți curg ochii după iPhone 10, ar trebui să știi și cum funcționează, mai exact cum îl resetezi când se blochează. Nu, nu e același procedeu ca la modelele precedente. Până acum era suficient să apeși în același timp pe butoanele Home și Power. Pentru telefonul de ultimă generație, ia aminte. Apasă pe volum în sus și în jos, iar după cele două clicuri, ține imediat apăsat 10-15 secunde pe butonul de Power din partea dreaptă a dispozitivului. Voilà! Iubește tehnologia, dar nu te lăsa dominat de ea. Salutare! În această dimineață mai am o misiune care mie îmi place. Uite că vom vorbi și despre partenerii noștri care în fiecare dimineață vă oferă cadouri și vă fac ziua mai frumoasă. Alături de mine o am pe Daria, reprezentant Top Show. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Vorbim despre reduceri care vor fi la Top Shop și care, de fapt, îi invitați cu această ocazie pe toți telespectatorii să vină la voi. Da, deci vorbim despre Black Friday. După cum mult știu, este ultima vineri din luna noiembrie, când sunt cele mai mari reduceri din an. Noi vom avea astăzi, pe 24 noiembrie, această campanie mare. Deci vom avea reduceri începând cu 24% la toate produsele, care ajung chiar până la 80%. Așadar, dacă ați văzut vreun produs la noi în emisiune și uite, pentru că de obicei în fiecare dimineață avem sute de mesaje, sute de telespectatori doresc să aibă produsele Top Shop și dacă nu ați reușit, puteți să mergeți să vină în magazine. Da, da? Numai decât și să atrageți atenție la produsele noastre de top, să zicem așa. Așa, care toți sunt? Știu despre extractorul de nutrienți NutriBullet, care acum are cel mai bun preț din istorie, 1599 de lei, deci este best price ever. Profitați de această ocazie. Cel mai bun preț. De ce este atât de bun acest... Că tot chiar este solicitat. Da, da, pentru că astfel este făcut că extrage în cel mai bun mod toți nutrienții, toate vitaminele, microelementele din legume, fructe, nucușoare și deci acel cocktail care se primește, într-adevăr, este foarte, foarte sănătos. Așa, mai departe. Deci tigaia Stone Legend, 28 cm, acum tot este la reducere, 40%, prețul 349 de lei. Așa, și nu în zadar am eu aici, uite, plapuma aceasta pe care eu o ador foarte mult și m-au văzut deja telespectatorii când a venit cineva să o ia, o câștigătoare a concursului, a spus că Galina tot a vrut-o foarte mult, da, pentru că este foarte moale. Da, este foarte, ține de cald, foarte toate că la noi e cald în platou, dar mie îmi place. Călduț, într-adevăr, este setul Warm Hug, de fapt este compus cât din plapuma, cât și din perne decorativă. Avem mai multe culori, anul acesta este și o culoare nouă.
nouă, avem și mărimi diferite. Anul acesta a apărut mărimea mare, cu un buzunăraș foarte comod pentru piciorușe, pentru ierni friguroase. Da, setul este perfect pentru cadou de sărbători de iarnă. Și ce preț acum cu reducere? Începând cu 599 de lei, tot este reducere de 50%. Așa, astăzi 24 noiembrie, mergeți la Top Shop să vă alegeți produsele preferate. Unde vă găsim? Adrese? Deci, fie magazinele noastre, care sunt și în Chișinău și în regiunile Moldovei, fie pe site-ul topshop.md, fie apelați în call centru, care va lucra începând cu ora 8 și până la ora 12 noaptea. Să înțeleg că și regimul de muncă este... Da, regimul de muncă este dublu, de fapt, de Black Friday, de aceea nu ezitați și vă așteptăm la Top Shop. Se mai speculează că Black Friday e pe unde e bine, pe unde nu, pe unde într-adevăr sunt reduceri. Uite că la Top Shop într-adevăr sunt reduceri, așa că mergeți să vă alegeți produsele preferate. Eu pe meu l-am găsit. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Că frumoasă este profesia aceasta noastră a jurnaliștilor. Unii au fericită ocazie de a sta, după cum am spus odată, la adăpost, aici în platou, spunând despre realizările altora, dar contează și cum o spui. Noi avem misiunea importantă de a servi, într-un produsul. Fel anumit produsul, dar să știi că atunci când mergi acolo la eveniment, poți da de elemente extrem de spectaculoase sau chiar înspăimântătoare pentru cei slabi de îngeri. Cum da, să știi că am avut și eu nevoie de nițel curaj, poate nițel mai mult curaj ca să realizez următorul reportaj. L-am găsit undeva așa prin mânecă, dar vedeți și voi deznodământul. Practic, hai să zic așa, să discutăm. Una dintre cele mai mari fobii ale oamenilor e fobia de operație, de intervenție chirurgicală. Tu te temi, de exemplu, de ace sau de bisturiu? Mai să-ți spun, sunt un, la suflet sunt foarte bun, dar ca să nu zic mai multe, când e vorba de măcelării ceva pe nogradă, cam eu sunt primul voluntar. Serios? Credeam că ești așa mai sensibil de fire. Nu. Oamenii, mama și tata mai vedeau chirurg, la câtă atenție manifestam pentru iezi, iepuraș, găinușe și așa mai departe. Asta e la rubrica curiozități, așa, pe partea cealaltă a paginii. Știați că... Curiozitatea dar, să tai, nu? Da. Ok, haideți să vedeți și voi deznodământul reportaj. Stereotipurile ne-ar dicta că toate lucrurile din țara noastră se fac pe de-andoaselea, că suntem cunoscuți pentru beții și sărăcie. Nu e chiar așa. Noile tehnologii dau peste noi și nu ne referim doar la dispozitivele pentru distracție, ci și la cele care ne pot salva viața, la propriu. Astăzi vom asista la o operație pentru a trata accidentul vascular cerebral. Recunosc că mi-este un pic frică, dar nu o să dau bir cu fugiții pentru că sunt mult prea curioasă. Greu de crezut, dar avem tehnică medicală performantă. Poftiți de priviți cu proprii ochișori, de vă închipuiți altfel. Gata, noi suntem începe un lucru. Acest accident vascular a fost provocat de un cavernom, așa se numește această boală, care a provocat dureri de cap, slăbiciune, amețeli pentru pacientă. Și aceste simptome au forțat-o să fie ulcerată. Încât ea nu putea fi tratată nici prin un fel de altă metodă, nici cea mai modernă, cum ar fi radiochirurgia. Această metodă de microchirurgie este cea mai eficientă astăzi, pe plan internațional. Sala de operații este dotată cu aparataj de ultimă generație. Și asta este doar spre beneficiul pacientului. Acest lucru ne ajută să lucrăm foarte sigur, să găsim acest focar, ca din asta îl vedeți pe imagine, computer tomografic, foarte sigur și direct fără utiliza, cum utilizam noi în trecut, intuiția. Pe imaginea computer tomografică vedeți localizarea și acum noi vom corecta ceea ce a dovedit să facă boala. Vom înlătura acest proces cu ajutorul neuronavigației, microscopului de operație și a unei echipei foarte bine antrenate. Acesta este neuronavigatorul BrainLab, care folosim pentru navigarea intraoperatorie. Ne permite să determinăm unde este procesul și care ar fi cea mai bună traiectorie pentru a ajunge la ea. Și este foarte util pentru a minimaliza riscul lezării unor zone importante ale creierului.
Ultrasonograful mobil permite vizualizarea imaginii în timp real. Tot este nou, microscopul de operație de ultimă oră. Este un mai prefactor prezentul acestui aparat și aceste echipe de doctori înalt calificați, dar pe fapt noi acordăm ajutor. Suntem numărul 1 ca număr de pacienți operați. Majoritatea pacienților noștri îi se acordă ajutor non-stop, în orice ora a zilei. Și totuși, regretul multora pare să fie dacă aș fi mers mai devreme la medic. Vreau să-l operez și îl pus să supraviețuiască cu un anumit handicap și altă este ca persoana să le întoarcă și la serviciul său și la familia sa. Într-un final, operație finalizată cu succes, o viață salvată și frica depășită. Sănătatea rămâne a fi cel mai de preț bun al medicinei. Tu știi cum arată instrumentele agricole? O sapă, un hârleț, așa? Nu ți este străin? Nu mi-este străin. O greblă? Nu ți-e străin? Nu. Nu-l cauți de Wi-Fi când îl vezi, nu? Nu știu ce este, Liviu. L-ai și folosit? Ai avut o ocazie? Da, nu de multe ori, recunosc, nu de multe ori, dar dacă mergeam pe la țară, la bunici. Da, tu ai auzit de permacultură? Permacultură? Da. E vorba de... Ce mai fi și aceea? O nouă metodă de agricultură. Serios? Când solul nu mai trebuie cumva afunat și se acoperă doar cu niște paie, vegetație uscată, astfel păstrează umiditatea în interiorul solului. Acum, trebuie să recunoaștem, nu foarte multă lume îl practică la noi sau dacă îl practică, cu siguranță nu pe terenuri extinse. Permacultură, da? Da. Deci să vadă tata niște paie împrășteate prin o gradă, el nu mai face permacultură. Face permacultură cu grebla după noi, știi? Veniți de la Chișinău și luați îngreblați prin o gradă. Ceva nou pentru noi. Da, colegii noștri s-au aventurat și ei într-o astfel de ipostază, doar că n-au făcut ei permacultură ce discutăm noi pe aici. Au mers pur și simplu la săpat. Tipic sezonier de toamnă, mării se vorbiră și se sfătuiră, pe la pus, nu, pe la răsărit de soare, da, da. Hârlețele în dinți și la muncă, dragilor. Săpatul tradițional până la urmă. Mai fac și niște mușchi. Da. Prin romagie ne transformăm. E bine știut, redacția matinalului nostru este cea mai harnică, nu doar la subiecte, dar și când vine vorba să dăm o mână de ajutor. De această dată ne-am gândit că ar fi bine să ajutăm o doamnă care spune ea are foarte mult de pus în pământ. Ne-am echipat corespunzător, suntem frumoși și la muncă. Sasha cel voinic, dar mie îmi place că voi amândoi nici ne-ați lăsat cel mai... Să vezi și din cel mai muncitor, uitați-vă cât am săpat eu, uitați-vă... Până și Galina mai bine s-a apucat Daniel. Eu dăm un rând în terminat. Ai terminat un rând. Dacă se iei la mine, Sarmanu. Dacă se iei la dâns, uite, lanțul meu e lung rând. Mai lung, da? Da. Dar el nu prea sapă adânc, mie îmi place să sapă adânc. Ei, și au început selfie-urile. Trebuie să eu săp și nu știi Instagram. Tu crezi că Galina era să iasă de aici fără selfie? Nu. No. Da, hai să facem. Arăți foarte bine, da. Ah, vrei? Asta e... În stil francez, da, anul da. 10? Nu! Ultima modă de la Paris. În special pantofi, vă rog să-i remarcați. Puteți să mergeți și așa și, nu știu, la cumpărături sau unde vreți. Mănușele sunt... se combină foarte bine cu fularul meu. Ia să te văd să ieși cu niri, e ca și îmbrăcat. Deci, precis ca să ieși. Și crezi că ies. El este nouul nostru coleg. Și-a acceptat din prima la muncă, să te punem, așa cum trebuie. Am acceptat, de ce să nu dăm o mână de ajutor oamenilor care au nevoie? Mai săpi așa sau mai mult cu microfonul? Sincer, să fiu, ultima dată am săpat vreo 3-4 ani în urmă. Am pus mâna pe sapul și am spus că nu e meu și... Te-ai luat microfonul? Da. Ploaia din ultimele zile ne-a îngreunat munca. Glodul se ține scai. Așa că bucuroasă de oasă. Bucuroasă! Cum lucrează? Galina... mărite, că poate săpa. Alexandru tot poate. Poate, fii de la țară. Da, Daniel. Da, Daniela...
greu. Că nu știu. Eu învățat, da, mă. Dar, Matale, și nici ce e sapă? Cine? Ta sapă în grădină. Eu știu, bărbățel. La ani ești mai săpați? Ia. Dar ce o spuneți aici? Roșii. Ceapă, morcov. Fostam și la săpat, dar nu ne oprim aici. Dacă mai aveți nevoie de lucrători profesioniști, în special pe Alexandru Fosa, puteți să ne contactați pe pagina noastră de Facebook Dimineața la RTR. Da, eu sunt scump. Scump, da, scump. Ei, las cu candizoare atunci. De jocurile copilăriei, eu cel puțin eram mai mult cu păpușile, cu Barbie și tot așa, tu? Evident, cu mașinuțele, cu ce ai crezut. Da, și de-a războiul, cu astea. E, doar că nu erau din lemn atunci, nu? Eu, normal, le făceam și singur. Când era vorba despre arme, de a juca de războiul, eram mic așa, dar îi acordam proprietăți după ce am făcut catedra militară. Împușca foc-foc, foc automat, foc câteodată, depinde ce scoteam pe gură. Tra sau pac-pac, depinde. Și aveam, bă, astea, gloanțe pentru cât tot satul, într-adevăr. Niciodată nu încărcam. Ceea ce avem aici în față, dacă sunteți curioși, deși foarte bine știți că nu-s de ieri și nici de azi, sunt jucării de lemn, le vă mai spune și Eco, iar un caz de față este din noua serie Transformers, Grivei Ham-ham. Ham-ham, așa, cu toate efectele speciale, muzică din filme și desigur el va salva gospodăria moldoveanului. Într-adevăr, iar creatorul acestor jucării are mâni de aur, zici că e un magician practic, designerul Mihai Stamati. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Aici pe masă am prezentat oarecum pionerii a toată această industrie care au pornit undeva din 2014-2013. Chiar da, chiar mai devreme aș spune, dar așa tacit ca să nu prea vadă lumea. Aha. Da, dar sunteți mai de mult pe piața din Republica Moldova și pe cea din alte țări învecinate. Poate ați observat vreo dorință a părinților de a cumpăra mai mult jucărie Eco? Da, și tendința asta e în creștere. Lumea începe să conștientizeze că, de fapt, jucăriile copilăriei lor ar putea să fie jucăriile copiilor deja actuali. Și la noi, abia acum, tendința asta se coace, dar în afară, jucăriile de lemn au fost întotdeauna o prioritate. Sunt, știe toată lumea care sunt avantajele. De la ecologie, pornind la forme foarte simple, curate, jucării care nu sunt pretențioase la nivel de materiale, bine, pretențioase un pic la nivel de costuri, pentru că presupun multă muncă manuală. Faceți parte din acele exemple despre care ne place să spunem că atunci când hobby-ul devine o afacere, mai și câștigi din ea. Eu nu știu dacă i-aș spune aceste activități hobby, pentru că eu de formație sunt designer de obiect, deci cam tot ce se întâmplă în jurul meu, toate lucrurile pe care le creez sunt, în primul rând, ocupația mea, sau ar trebui să fie ocupația mea de bază. Curioșii s-ar întreba, da, v-ați îmbogățit, câștigați bani pe acest... Cred că cel mai puțin m-am îmbogățit pe seama acestor jucării, pentru că ele, de fapt, sunt un demers de cercetare pentru mine. Până la un moment dat au fost, ca mai apoi, să prindă viață tot mai multe și mai multe. Jucăriile au fost pentru mine o provocare ca să cercetez un pic domeniul designului pentru copii. Iată așa s-au născut din această condiție. Am verificat și câteva site-uri de profil și anume proiectele în care sunteți implicat, inclusiv Quintessence, ați participat și la o expoziție și mi-a plăcut una din, cum să spun, motivele pe care le promovați, revenirea la fundalul tradițional moldovenesc și anume îmblânzirea lemnului. Noi, îmblânzirea acordării unei forme de jucărie și așa mai departe. Funcționează în continuare? Proiectul ăsta de fapt a fost un proiect făcut în colaborare cu o colegă, Maria Bubuioc, din, ea este fiind moldoveancă, acum stă în Cluj. Am realizat această colecție cu gândul de a merge la Bienala Internațională de Design Saint-Étienne, în Franța. Și, de fapt, fundalul tradițional ar însemna, de fapt, promovarea materialelor tradiționale, a tehnicilor. Asta înseamnă tehnica croșetatului, lucru cu lemnul, materialele cum ar fi fibra de cânepă, fibra de in. Aluzie.
stuf și pene. Dar asta sunt tehnologii aproape pierdute. Dacă se mai învață acum educația tehnologică pe undeva în liceile de, sau în școli. Sunt aproape pierdute și asta și-a fost scopul, ca noi să le reîmprospătăm, să le dăm o altă dimensiune, ca să facem cumva oamenii care le mai practică să se simte utili. Da. Iar în proiectul ăsta cam am colaborat cu diversi meșteri, diversi oameni care sunt meșteșugari pe domeniile lor. Mai am o curiozitate, pentru că nu e doar o simplă jucărie eco din lemn, dar mai e și pusă în mișcare, adică e dinamică. De unde vine dorința asta de a le face să prindă viață? De fapt, jucăriile, în primul rând, ar trebui să fie, să aibă mișcarea asta pe care copiii le-o generează. Un impuls, reacție, acțiune și reacțiune. Cam asta ar fi conceptul. Și dacă ea nu face o mișcare provocată de copil, nu prea mai e interesantă. De aici dinamica. Le-am zis jucării mecanice sau jucării cinetice din lemn. Și durabile. Mintea copilului... Da. Ați ales lemnul pentru că e cumva mai accesibil lemnul ca material? În primul rând asta, pentru Moldova. Uh-huh. E un material din care ai putea să faci multe la nivel de tehnologie la noi, prin comparație cu altele care nu prea mai avem tehnologie pentru plastic, metale, adică suntem limitați la capitolul ăsta. Dar predispoziția asta acestui material de a fi cald, de a fi casnic, curat, fără urmări de după, pentru că foarte multe jucării copiii le folosesc o perioadă scurtă de timp, după care rămân să ajungă deșeu. Iar aceste jucării din lemn, dacă nu mai sunt jucării, sunt obiecte de decor. Sau dacă nici asta nu mai sunt, pot ușor să degradeze în natură. În tot acest timp v-ați făcut auzit, ați prezentat oamenilor atât din țară, cât și de peste hotare, în ce constă munca dumneavoastră, nu mai spunem hobby. Și dacă e om fericit, este fericit că lucrează și după specialitate, ceea ce este mai complicat pe la noi. Spre ce proiecte țintiți acum? Mie îmi place foarte mult intervenția în spațiu public, adică mobilierul urban. Dar și... chiar voiam să vă întreb, pentru că aveți și transport și mobilier la activ. Am văzut că nu doar jucării eco. Una din preferințele mele, de fapt, din ultima perioadă este mobilierul urban. Și câteva proiecte deja le-am făcut în această direcție, iar ceea ce urmează, mai urmează câteva proiecte și intervenții în spațiu public din Chișinău, ceea ce sper să se întâmple în primăvara din 2018. Uh-huh. În afară de asta, am cam intrat în bucătărie și mi-ar plăcea să creez o colecție întreagă de obiecte pentru bucătărie. Și aici explorez alte materiale, cum ar fi ceramica, la fel lemnul. Ne-am gândit la linguri și furculițe din lemn și farfurii și așa mai departe. Poate și asta, poate și asta, dar cred că merg pe obiecte un pic mai sofisticat. Mai sofisticat. Mai complex. Am înțeles. Mai complex. Noi vă mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Cu plăcere. Da, și aceste jucării care sunt eco și care nu pot face rău niciunui copil, practic, ar trebui să fie destul de populare la noi în țară și în Republica Moldova, dar ne-ați... Data viitoare ce ne veți prezenta? Eu sper să vă servesc cu un ceai data viitoare, în sens că ceea ce la ce lucrez acum mai intens e un set pentru ceai, în care explorez ceramica și lemnul. În cât timp se va întâmpla asta? Cel mai probabil se va întâmpla la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când această colecție ar trebui să fie gata să ajungă prin casele timp, oamenilor. Noi vom mai deschide manualul de ceainărie ca să vedem cum se consumă ceai și ce înseamnă asta. Că acolo, în Japonia, prin China, au mare știință făcută asta. Și probabil că acțiunea se va desfășura și pe un mobilier din asta de grădină, care am văzut... Bine, dar dacă să ne gândim că ceaiul e mai, așa, mai de atmosferă, mai de cămin, mai de iarnă, s-ar putea să nu ne prindă bine să-l servim afară. Okay. Am înțeles. Bun. Mihai Stamati, doamnelor și domnilor, a fost alături de noi în această dimineață. Ne-a prezentat cât este de bine să avem jucării de ale noastre din lemn, le mai spunem și eco, plasticul la o parte, așa că și așa se descompune în 1500 de ani. Da, nu e deloc eco și pe lângă asta și mobilier și transport. De toate are acest om, îl mai așteptăm cu alte noutăți. Iar voi rămâneți aproape. Генеральный спонсор передачи Nescafe.
Acum să vorbim și despre bărbați, despre ale noastre puteri universale de a combina foarte bine toate accesoriile vestimentare și, desigur, să găsim și combinații între culori, între nuanțe cromatice. Da. Și am găsit pe internet cum că diagrama este foarte simplă, că în atunci un bărbat trebuie să delimiteze anumite culori. Roșu, verde, albastru. Pe când femeile pot să găsească lilă, cian, ocru și încă nu știu ce alte fel de culori. Când da, îți ce limbă vorbești, scuze-mă, te rog, sunt femeie, dar nici eu nu le știu pe asta. Păi tu ești cu, nu știi de fashion, de lilă? Știu de fashion, dar de toate astea, detaliile astea nu prea le știu. Da, să zic o chestie, că eu am cunoscut foarte mulți bărbați, că tot vorbeai de ei, deci persoane de gen masculin care au ajuns undeva, erau influente, dar tot purtau un ciorap de o culoare și celălalt de cealaltă, sau unul cu ursuleț, unul cu inimioare. Uh-huh. Adică, da, asta e. Dar cred că nu pe mine ar trebui să mă întreb la capitolul dat, ci pe colega noastră, Galina. Gafele bărbaților la îmbrăcăminte. Deci, să fie clar, ciorape albi cu sandale nu merg. Cu atât mai mult dacă mai adăugați și pantaloni 3 sferturi, la fel nu merge. Dacă mai aveți un tricou fără mâneci care îl băgați în pantalonii 3 sferturi, la fel nu merge. Știți cu ce o să meargă? Toate acestea, cu borsetă. Îți pui borseta și mergi așa pensat mândru, ești cel mai mare om de afaceri, producător de cartofi și morcovi. Lecție de modă de la Lidia. Bun, gluma-i glumă, să ascultăm pe Galina. Din ce în ce mai mulți bărbați își doresc să arată bine din punct de vedere vestimentar atunci când merg la serviciu sau mai ales la un eveniment important. Și cum o ținută masculină impecabilă e mai greu de obținut, ne-am propus să ajutăm bărbații moldoveni să nu mai facă gafe. Sau eventual cu niște detalii. Dincolo de modelul hainelor și felul în care le vin, bărbații trebuie să știe că și asortarea culorilor e foarte importantă. Ceea ce ține de asortare sunt mai multe variante posibile, cum ar fi asortarea în V, adică de la culori închise deschise, ca să zic '17-2018, toamnă-iarnă. Deci pentru o ținută business sunt culorile navy și gri, iar pentru persoanele îndrăznețe, care optează pentru culori mai puternice, atunci sunt culorile de bordeaux și mov. Care este costumul potrivit al unui bărbat elegant, rafinat și cu maniere? În prim plan fiind sacoul în doi nasturi. Desigur, deci primul trebuie să fie obligatoriu închis. Trebuie să se aranjeze bine la umeri, reverul trebuie să se aranjeze drept și nici de cum să nu formeze, să zic, cute sau unghiuri. Lungimea cămășii trebuie să fie plus 1 cm, 2 maxim, deci trebuie să iasă manșeta cămășii față de mânică, mânica sacoului 1 cm, 2 cm. Și în partea din spate să nu formeze, să zic, cute sau careva falduri. Mărimea mai puțin. Iar lungimea pantalonului în partea din spate este ca trebuie să cadă drept linia, deci să nu fie, să nu formeze falduri, deoarece atunci când mergem, când pășim, trebuie să vadă puțin din șosete. Sunt ocazii când o ținută bine aleasă vă poate schimba viața, așa că nu mai ignorați codul vestimentar. Gabriel José García Márquez spunea că un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima. De partea cealaltă, Blaise Pascal, fiind mai pragmatic poate de fire, spunea că dacă ar ști oamenii ce vorbesc alții despre ei, n-ar mai exista nici 4 prieteni în lumea asta. Interesantă chestia asta cu prietenia. Dar odată ce se strecoară câteodată și prietenia falsă sau, cum se mai spune, lingușirea, Bogdan Petricei cu HT-ul spunea că lingușirea este plata anticipativă a trădării care ți se pregătește. Ai, câtă filozofie, da.
Într-adevăr. Prietenul adevărat, la interes, la nevoie, se cunoaște. A lui sau a ta, deja stabilește acolo. Dacă e să vorbim așa sincer, să duci așa pe șleau, ai fost dezamăgit vreodată de vreun amic? Altă întrebare. Este un răspuns celebru de peste prut la întrebări incomode. Hai nu, fiecare am avut experiențe plăcute sau mai plăcute, dar depinde. Dar ce faci de obicei când ești dezamăgit? Cu ce te ocupi timpul ca să uiți de... Chiar trebuie să vorbim despre asta? Mai bine, mă ocup cu o sumedenie de alte chestii, dar nu am timp să mă gândesc. Suntem suficient de maturi ca să trecem peste, să analizăm situația și să vezi dacă ai greșit tu sau acea persoană. Uh-huh. De regulă se spune cine a greșit face primul pas spre împăcare. Eu nu l-am făcut. Păi de ce, orgoliu? Nu știu, habar n-am. Tu ce faci când ești dezamăgită de o prietenă, prieten? Eu de obicei privesc filme sau seriale mai comice. Apropo, unul pe care îl vrei se numește și tot așa, Friends. Îl știi, nu? Da, sigur. Friends, cu ăla vechi. Jennifer Aniston. Da. Și are, cred că, vreo 10 sezoane în total. Și din punct de vedere a money, e cel mai de succes. Da, de box office. Da, din toate timpurile. Eu țin minte prietenia lui Chandler cu Joey, când trebuiau să se mute de la o chirie, când au stat împreună o bună bucată de vreme, vreo 3 sezoane. Da. Mare tristețe și lacrimi. Cine a văzut, ne înțelege. Cine nu, să îndrăzniți să vă uitați. Acum vorbim despre ziua prieteniei, nu întâmplător am vorbit despre asta, pentru că în Statele Unite este marcată în această zi, 24 noiembrie. Da, uite că americanii n-au pur și simplu doar un serial care se numește Friends, dar și o zi a prieteniei. Vorbeai despre Dale Carnegie, să știi că din această cauză este și ziua prietenilor. Ai, datorată lui, da? Tracy, it's Phil. Phil, where the hell are you guys? We lost Doug. What? We're getting married in 5 hours. Yeah, that's not gonna happen. De ziua prieteniei în America privim filme tot de acolo, despre relații puternice de amiciție. Cu siguranță eroii comediei mahmureala sunt o dovadă bună în acest sens. Trei cavaleri de onoare încep să-și caute cu disperare prietenul Mire, dispărut în noaptea petrecerii burlacilor. Și femeile pot fi prietene în film. Protagonistele peliculei din 2004, Feterele, au păstrat relația până în 2016, când s-au reîntâlnit în cea de-a doua parte a filmului. I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. Mai tântălău, mai gogoman. Amicii sunt un pic cam deplasați și fac împreună cele mai mari nebunii. Aventura cinematografică le-a reușit atât de bine încât Jeff Daniel și Jim Carrey s-au mai împrietenit odată pentru al doilea film. Whoever this is. She's got me on hold. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew. În renumita peliculă inspirată dintr-o poveste reală, Hatico, patrupedul credincios, și-a așteptat stăpânul câțiva ani la rând în același loc chiar și după moartea lui. Și în viață și în film să fie oare cel mai bun prieten al omului, câinele? I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you've loved. Unii au dimineața frumosul obicei să-și facă o cafea, să se trezească cu cine vor, să adoarmă cu cine vor dacă nu au treabă pe la... Ce drăguț! Să iasă dimineața, știi? Da. Cel mai dulce somn e dimineața, cea mai dulce cafea e dimineața și cea mai dulce trezire tot e dimineața. Într-adevăr, da. Tot gândeam eu ce-ar fi o dimineață fără horoscop, știi? Doamne ferește, tragedie! Lumea iese la protest. Da, da, tot mă întrebam zilele trecute. Măi, să înțeleg și eu așa, dacă și-ar alege fiecare zodie câte un moto, care ar fi acesta? De exemplu, tu, că ești născut în zodia racului, ce ai zice? Măi, toți ar zice, eu aș spune ceva, dar toți ar zice, băi, decât să mă duc înainte, mai bine înapoi. Știu că asta este stereotipic. Da, pentru rac. Nu. Dacă vrei să-mi câștigi încrederea, mai gândește-te odată. Eu, dacă sunt fecioară, născută în zodia fecioară, i-aș spune probabil pentru că ele sunt foarte autocritice și ar zice așa, să analizăm, știi? Taurul probabil ar zice, habar eu, n-am, sau ar spune, da, știți cine sunt eu sau ce e al meu, e al meu. Sigur că da, dacă pun coarnele în pământ, nu mă mișcați din loc, absolut deloc. La săgetători, acolo, la scorpioni, mai cu scorpioni am o problemă, nu mă înțeleg deloc cu oamenii. Vorbește, slavă Domnului, că sunt scorpioni. Putem prezenta împreună.
Lasă că suntem profesioniști și nu ne întreabă când ne angajăm ce zodie sunteți, câte kilograme aveți și așa mai departe. Ar fi cool, n-avem compatibilitate, știi, dar nu putem... Ei, dar vezi că lumea crește. Sunt anumite, de exemplu, să vorbim despre constituirea cuplurilor, unii oameni chiar merg și pe la astrolog să vadă dacă stelele sunt benefice, numerologii și așa mai departe. Doamne ferește, da. Mai mult decât atât, știam eu că cam o treime din americani crede în horoscop și numărul ar fi în creștere. Acum eu nu știu câți moldoveni ori crede în horoscop, dar știu că foarte mulți vor să asculte pe Galina în fiecare dimineață. Da, sigur. Spuneai de americani. Mai este o bună parte a populației care crede și în zombie. Dar asta e altceva. Altă poveste. Galina, bună dimineața! Salutare, colegi! Bună dimineața tuturor celor din fața micilor ecrane! Stelele îi predispun azi pe unii nativi la conflicte sentimentale și sociale, la neînțelegeri cu partenerul de viață și cu cei din jur. Prezicerile astrale pentru fiecare zodie le aflați imediat! Se pare că sunteți nemulțumită de tot ce se petrece și aveți tendința de a critica. Nu este exclus să întâmpinați dificultăți și în relațiile sentimentale. După amiază, lucrurile se limpezesc și trăiți emoții frumoase alături de prieteni. Taur. S-ar putea să vă simțiți fără vlagă și să nu puteți termina o lucrare începută mai demult. Riscați să primiți reproșuri din partea colegilor. Vă sfătuim să nu provocați discuții în contradictoriu dacă nu vreți să vă complicați situația. Ar fi bine să vă odihniți mai mult. Gemeni, este posibil să vă indispuneți din cauza unor probleme sentimentale. În schimb, aveți mari șanse de reușită în activități casnice, precum reparații. Puteți să vă bazați și pe intuiție. Rac, se pare că nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați din orice. Vă prindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți un obiect. Încercați să nu exagerați și să vă păstrați calmul. Leu, primiți o veste care vă obligă să vă schimbați complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu are rost să vă îngrijorați. Este recomandat să evitați călătoriile lungi. Fecioare, s-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață din cauza că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. Pentru a evita o ceartă, vă sfătuim să țineți seama și de dorințele familiei. Ar fi bine să nu vă supra-solicitați. Balanță, este posibil să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare. Țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Scorpion, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Temperați-vă nervozitatea, fiindcă altfel puteți ajunge în situații neplăcute. Ar fi bine să discutați calm cu persoana iubită ca să nu declanșați o ceartă inutilă. Săgetător, în orele dimineții s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. În schimb, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn, este posibil să vă afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și să vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ceea ce faceți. Ar fi bine să amânați eventualele decizii privind investițiile. Vărsător, după amiază s-ar putea să aveți o dispoziție proastă. Se pare că astăzi nu vă puteți concentra prea bine, așa că este recomandabil să nu luați decizii importante. Vă sfătuim să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pești, ar fi bine să vă amânați afacerile și întâlnirile cu persoanele importante. În prima parte a zilei este posibil ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Spre seară s-ar putea să aflați că cineva drag urmează să plece în străinătate. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți, numai bine. Tu știi cum arată instrumentele agricole? O sapă, un hârleț, așa? Nu ți este străin? Nu mi-este o greblă? Nu sunt străin? Nu. Nu-l cauți de Wi-Fi când îl vezi, nu? Nu știu ce este, Liviu. L-ai și folosit? Ai avut ocazia? Da, nu de multe ori, recunosc, nu de multe ori, dar dacă mergeam pe la țară, la bunici, da, tu ai auzit de permacultură? Permacultură? Da. E vorba de... Ce mai fi și aceea? O nouă metodă de agricultură. Serios? Da, când solul nu mai trebuie cumva afunat și se acoperă doar cu niște paie, vegetație uscată, astfel păstrează umiditatea în interiorul solului. Acum, trebuie să recunoaștem, nu foarte multă lume îl practică la noi sau dacă îl practică, cu siguranță nu pe terenuri extinse. Permacultură, da? Da. Deci să vadă tata niște paie împrășteate prin o gradă, el nu mai face permacultură. Face permacultură cu grebla după noi, știi? Veniți de la Chișinău și luați îngreblați prin o gradă.
Ceva nou pentru noi. Da. Colegii noștri s-au aventurat și ei într-o astfel de ipostază, doar că n-au făcut ei permacultură ce discutăm noi pe aici. Au mers pur și simplu la săpat. Tipic sezonier de toamnă, mării se vorbiră și se sfătuiră, pe la pus, nu, pe la răsărit de soare, da, da, hârlețele în dinți și la muncă, dragilor. Săpatul tradițional până la urmă. Mai fac și niște mușchi. Da. Prin romagie ne transformăm. E bine știut, redacția matinalului nostru este cea mai harnică nu doar la subiecte, dar și când vine vorba să dăm o mână de ajutor. De această dată ne-am gândit că ar fi bine să ajutăm o doamnă care spune ea are foarte mult de pus în pământ. Ne-am echipat corespunzător, suntem frumoși și la muncă. Sasha cel voinic, dar mie îmi place că voi amândoi nici ne-ați lăsat cel mai... Să vezi cine e cel mai muncitor, uitați-vă! Cât am săpat eu, uitați-vă, până și Galina mai bine sapă ca Daniel. Eu dau un rând în terminat. Ai terminat un rând. Dacă ții la mine, Sarmanu. Dacă ții la dânsul, uite, lanțul meu e lung rând. Mai lung, da? Da. Dar el nu prea sapă adânc, mie îmi place să sapă adânc. Ei, și au început selfie-urile. Trebuie să eu săp și nu știi Instagram. Tu crezi că Galina era să iasă de aici fără selfie? Nu. No. Da, hai să facem. Arăți foarte bine, da. Aha, vrei? Asta e... În stil francez, da, anul da, 80? Nu! Ultima modă de la Paris. În special pantofi, vă rog să-i remarcați. Puteți să mergeți și așa și, nu știu, la cumpărături sau unde vreți. Mănușele sunt... se combină foarte bine cu fularul meu. Ia să te văd să ieși cu niri, e ca și îmbrăcat. Deci, precis ca să ieși. Și crezi că ies. El este nouul nostru coleg. Și-a acceptat din prima la muncă, să spunem, așa cum trebuie. Am acceptat, de ce să nu dăm o mână de ajutor oamenilor care au nevoie? Mai săpi așa sau mai mult cu microfonul? Sincer să fiu, ultima dată am săpat vreo 3-4 ani în urmă. Uh-huh. Am pus mâna pe sapul și am spus că nu e meu. Și-a luat microfonul. Da. Ploaia din ultimele zile ne-a îngreunat munca. Glodul se ține scai. Așa că bucuroasă de oase. Curaj! Cum lucrează? Că Galina aș mărite, că poate sapa. Alexandru? Alexandru tot poate. Poate, fi poate. De la țară. Da, Daniel. Da, Daniela. Greu. Că nu știu. Dar mă tali și nici ce e sapă. Cine? Ta sapă în grădină. Eu știu bărbățel. La ani ești mai săpați? Yeah. Dar ce o spuneți aici? Roșii, ceapă, morcov. Fostam și la săpat, dar nu ne oprim aici. Dacă mai aveți nevoie de lucrători profesioniști, iarnă. În special pe Alexandru Fosa, puteți să ne contactați pe pagina noastră de Facebook Dimineața la RTR. Da, eu sunt scump. Scump, tare. Ei, las cu candizoare atunci. Când emisiunea noastră a fost concepută, realizatorii și-au spus: sigur suntem capabili de mai mult de atât. Și așa a apărut publicitatea. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Acum specificăm, stimați telespectatori, pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră în traficul rutier, ascultați muzica doar într-o singură cască, când traversați strada sau sunteți la volan. Nu e glumă, ci într-adevăr trebuie să țineți cont de acest regulament. Dar așa, cât sunteți pe o băncuță, puteți să fiți la curent cu cele mai fresh, tari hituri din această vreme, pe care Mihaela ne le va comunica. Da, le-am lămădit așa, bine, bine, dar știi că cei ce nu treci la timp se spune că nu mai treci niciodată. Probabil așa o fi și cu hiturile, nu?
Sau la tine e diferită situația. Mai de exemplu, în facultate am dat de un album vechi al trupei Iris. Cu piese de Vei pleca, Baby, Vino iar, dar pentru totdeauna, ăsta e ceva mai nouț. Și de-a dreptul am fost fermecat. Dar Cristi Miculescu cânta de o bună bucată de vreme. Uite, asta a fost descoperire. N-am trăit la vremea, bine, e și acum, poate mai cântă, dar eu am descoperit atunci. Înseamnă că cu hiturile e nițel diferită treaba. Da. Da, de fapt, dacă ar fi să stăm să ne gândim care e procesul. Până la urmă, ei lansează o piesă, sparge topurile, intră în clasament, își încălzește bine locșorul, după care rulează. Da, dar Nin e rulată la toate în heavy rotation la radio și te enervează la un moment dat. Unii chiar boicotează, protestează. Ce, am mai scos acela o piesă, gata, nu ascult. Știu că e hit, gata, nu mai vreau. Dați-mi o piesă iurea, vreau să o ascult pe aceea. Da, și de aici se explică și dorința noastră de a dori mereu produse noi, ceva deosebit, ceva fresh. Da. Respectiv, noi v-am pregătit niște hituri, cântece ale momentului, pe care sperăm să le savurați. Bună dimineața, ci că ziua bună s-ar cunoaște cam de pe la ora asta. Dar cum să o recunoașteți dacă abia deschideți ochișorii? Hai, hai, mai cu viață, ce tot mormăiți sub nas? E timpul pentru ceva gălăgie în difuzoare. De la un rock alternativ și indie la un pop mai cu influențe electro și dance. Invocând tunete, cei de la Imagine Dragons încă sparg topurile cu piesa Thunder. Le sparg de fulgeră. Videoclipul a fost regizat de Joseph Kahn, care a mai semnat producții și pentru artiști ca Eminem, Lady Gaga sau U2. L-au filmat în orașul aurului, Dubai. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Cam ciudățel așa, cu tot soiul de creaturi nepământești. Iar dacă v-ați surprins fredonând panda în loc de thunder, stați fără grijă, nu sunteți singuri. În caz că vă lipsea atmosfera sărbătorilor de iarnă, no problem. Ed Sheeran The Man le rezolvă pe toate. Nu e niciun secret că artistul se pricepe tare bine să cânte despre dragoste. Videoclipul pentru Perfect, piesa de pe albumul Divide, trădează zâmbete sfioase, priviri timide, un hi-hi, ha-ha și o poveste de iubire. Pare a fi bărbatul perfect. Îi cântă la chitară, îi aduce pizza și o pupă pe frunte. Ce poate să-și mai dorească o femeie? Și dacă la început nu se știe de împărtășită iubirea, la sfârșit ne topim cu toții și rostim exclamația atot mieunătoare. Au! Baby! Pun pariu că o să devină melodia numărul 1 la Dansul Mirilor. Ați crezut că am uitat? Nici gând! Astăzi vă servim un mix de reggaeton cu ritmuri tradițional cubaneze. Gente de zona, si no vuelves! Dacă nu revii, mi se duc zilele și viața, auzi vorbă. Un tip care face tot ce este în putință ca iubita să se întoarcă la el e întotdeauna o inițiativă pe care vrei să o urmărești. Cu așa protagoniști chipe și mai cu seamă. Da, da, happy ending, stați liniștiți. Why won't you tell her? După ce ne ucide cu vocea sa, ne întreabă cine suntem. Frumos așa, nu? Mihail, who you are. Și cum fiecare boom trebuie să genereze o polemică, mulți s-au grăbit să compare piesa cu Lotus Flower de la Radiohead. Invidioșilor! Poate că nu e chiar scoasă din cuptor, dar Who You Are rămâne un hit rulat la greu. Sperăm că v-am făcut să țopăiți în dimineața asta sau măcar să zâmbiți pe sub mustață, în caz că aveți, bineînțeles. Cine râde la urmă, înțelege mai greu. She feels in love.
she doesn't know. Este pentru prima dată când festivalul Concurs Două Inimi Gemene, dedicat sau în memoria lui Ion și de-a doinei al de Teodorovici, scoate în prim plan artiști și chiar copii care au un talent extraordinar. Sigur că da, mai ales că la acest festival este și unul internațional și atunci când vin de prin Vietnam, din continentul african și cântă piesele lui Ion și doinei al de Teodorovici, atunci într-adevăr este ceva de-a dreptul surprinzător. Mai ales că le cântă în limba română, nu? Unii ar spune că este trist când vin și ne iau premiile celor de acasă. Însă avem cu ce să ripostăm în cazul de față. De exemplu, astăzi invitata noastră este Adelina Iordache, care a luat premiul întâi la secțiunea copii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Unde m-am găsit? Spune-ne, dar eu sunt foarte curioasă. Cum ai reușit tu să-ți controlezi emoțiile în scenă? Păi, înainte să ies pe scenă am multe emoții, dar când încep a cânta, ele dispar. Ai vreo tehnică specială sau pur și simplu așa? Pur și simplu. Să ne-o spui și nouă, că noi suntem foarte emoționați când apărăm la ecrane. Da, cu ce piesă ai câștigat? Una din repertoriul Doinei și al de Teodorovici. La prima etapă, da? Da, Iertare. Așa. Și a doua piesă din repertoriul Mihaele Mihai, Salcea la Mal. În cazul în care participi la aceste competiții, tu vezi și alți concurenți, pe unii îi mai știi, pe alții îi mai cunoști, nu te ia așa cu frică sau te gândești că, măi, să nu cânte ei mai bine decât mine și alte frici așa, nu te... Nu. Piesa a doua pe care ai cântat-o, De-aș fi o salce la mal, e o piesă destul de grea, complicată, e complexă pentru maturi. Nu ți-a fost frică? Nu, deoarece m-am pregătit. Să ne credonezi un pic din De-aș fi salce la mal? Desigur. Te rog. De-ai fi tu salce la mal, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-ai fi noapte m-ar schimba. Și acolo unde ești, o viață ar sta. În calea ta, în umbra ta. Extraordinar. Și aici a fost momentul în care eu m-am întors cu fotoliu și am zis, te vreau în echipa mea. Într-adevăr, cu siguranță ai câștigat la un astfel de concurs de care zice da. Și eu. Dar de la câți ani cânti? Am început să cânt de la 3 ani. De la 3 ani. Îmi place foarte mult să cânt. Dar prima mea ieșire pe scenă a fost când aveam 7 ani, am participat la concursul Talente, unde am luat locul întâi. Este un CV de-a dreptul impresionant în cele ce urmează, câștigi tot mai multe trofee. Așa, dacă te întrebăm despre interpreții tăi preferați, dacă ai de aici din țară, de peste cutare, care o fie aceea? Îmi place foarte mult de Celine Dion și de JCG. JCG, Price Tag, fata cu... Da, da, ce preferințe! Ia să vedem și spune, dar pe lângă asta știu că profesoara ta, vreau să te întreb și de ea, este interpreta Anastasia Jandăc. Da. Ce înveți de la Anastasia Jandăc? Da? Hai nu mai spune. Crește tinere talent, vezi tu? Iată măi. Așa. Cum poți, ce poveste, ce poți să ne spui despre doamna, domnișoara profesoară? Îmi place foarte mult de ea. Cu ajutorul ei am ajuns până aici. Cu ajutorul ei am câștigat atâtea premii și sunt foarte fericită. Ea ți-a recomandat și piesa pentru participare? Păi, ambele am ales-o. Ambele împreună. Împreună. Dar ce îți place la ea? Ce ai vrea să furi de la ea? Furi cu ghilimelele de rigoare. Totul aș vrea să fur. Absolut. E, dar deocamdată, dacă ai prins de la vârsta asta atât de fragedă, astfel de performanță, să știi că poți să fii și un subiect de invidiat pentru ceilalți care încearcă să pășească pe scena mare. Cu colegii de clasă, colegele, cu prietenele, te înțelegi bine că vezi tu deja? Oarecum, da. Da, mă înțeleg foarte bine, mă susțin în fiecare moment. Ești la școală muzicală sau mergi la liceu, în școală normală? Desigur, învăț la liceu teoretică în Vatamanu din orașul Streșeni și fac ore de canto și actorie la Centrul de Dans și Vocal Sisembro. And the Oscar goes to Adelina, cum a fi peste mulți ani înainte. Ce le cânti astăzi? Astăzi o să fac piesa I Surrender de Celine Dion.
Preferata ta. Da. Noi dorim mult succes. Ești la o vârstă în care tentațiile sunt foarte mari și de regulă trebuie să alegi între o profesie, între carieră muzicală. Noi sperăm ca să știi să le combini pe toate cu bine. Mulțumesc. Să fie Adelina Iordache, rămâneți alături de noi. Zi de vineri. Resuflăm ușurați? Black Friday? Mergem la cumpărături? Neapărat! Chiar acum mi-am făcut bagajul și mergem în altă țară la cumpărături. Hai, 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 care bagaj? Ai zis la început că niciun fel de bagaj. Bine, bine. Radio Baba de la țară ți-a zis că nu e bine să faci bagajul în zi de vineri. Cine mai crede toate aceste lucruri? Hai să fim serioși. Oameni buni, aveți de dus, duceți-vă sănătoși. Plecați și să aveți o zi așa cum vă doriți. Distrați-vă la maxim. Mai mult decât atât, avem și câteva evenimente despre care putem să vă zicem. Astăzi, spre seară, puteți să mergeți la Teatrul Luceafărul. Da, unde se va juca Ciuleandra. Da, într-un club din capitală, de exemplu, puteți să mergeți la un disco party a anilor 90-2000. Vai de mine, ce cu Britney Spears și Living La Vida Loca. Știi bine unde o să o căutăm pe Mihaela. Sigur, la teatru, nu? La Ciuleandra. Da. Și puteți să mergeți și la Teatrul Mihai Eminescu, unde va avea loc un alt spectacol, la fel de interesant, al cărui nume l-am uitat.
Am înțeles. Veți merge și veți vedea. Aici era momentul când eu trebuie să te salvez. Data viitoare. O să schimbăm și o să punem pentru data viitoare. Bine, mai aveam ceva să zic, mai spune tu ceva până mi-aduc eu. Băi, da, puteți să și vă distrați, vă uitați la noi, puteți să dați emisiunea. Ce? Concertul de cameră, nu? Sunt, la Filarmonica Națională Sergei Lucheviț. Știi ce înseamnă concertul de cameră, da? V-ați luat creștele și ați fugit în cameră. Da. Luați exemplu de la noi și vedeți cât de culturali suntem noi și că mergem la teatru, da. Așa bine de spus, sperăm să fiți și dumneavoastră în urma vizionării emisiunii noastre de astăzi și vă urăm, ce să vă urăm? Weekend reușit, domnilor. Util, plăcut, distractiv și de care mai doriți. Vă pupăm, pa, pa! Vestimentația prezentatorilor oferită de InCity. Sponsor general al emisiunii Nescafe.